Dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu, astăzi am un clip de tip First Impression pentru că vreau să testez pentru prima dată aici cu voi în acest clip cosmeticele de la un brand nou și este vorba de Not Cosmetics, cam așa arată ambalajele, da, o să trec prin fiecare. Aceste cosmetice se găsesc pe site-urile Elefant și Emag, știu că în luna decembrie au avut niște reduceri fabuloase și am 3 produse spre testare. Primul este acest fond de ten. Îi spune Detox and Protect Foundation pentru toate tipurile de piele. Are vitamina E și ulei de migdale printre ingrediente. Iar eu am nuanța 01 bej. O să desfac acum ambalajul să vedeți tubulețul. Cam așa arată în tub. Eu l-am mai văzut și am făcut și câteva swatch-uri, o să fiu sinceră cu voi să vă zic. Pentru că am postat o poză pe Instagram, vroiam să le vedeți și voi atunci. Da? Deci cam așa arată fondul de ten. În momentul de față nu sunt machiată, nu am absolut nimic pe față în afară de un toner matifiant pentru ten. And that's pretty much it. Următorul produs este vorba de o paletă de farturi, codul 104, cam așa arată, în ambalaj și o să o desfac acum. Sper să nu-mi rup vreo unghie. Ok, am desfăcut-o și paleta arată așa. Opa. Iar în interior are o oglindă și o tăviță de plastic pentru protecție. O să înlătur acea tăviță. Să vă arăt și pensulele. Pensulele sunt mai interesante din punctul meu de vedere, pentru că arată cam așa, cu burețel clasic la un capăt și cu o pensulă în celălalt capăt. Nu știu exact dacă pensulele sunt ok pentru machiaj, nu am mai avut pensule de genul acesta, dar vom vedea ce și cum. Iar fardurile sunt acestea, am apucat să le fac câteva swatch-uri, nici nu știu cum să țin, să vedeți. Cam așa arată fardurile. Dar o să fac swatch-uri și aici cu voi. O să iau un maro și un auriu. Cam așa sunt. Le pun și pe mână să le vedeți. Acestea sunt farturile. Da? Sunt destul de pigmentate, cremoase, așa după cum le văd acum la prima atingere. Bun. O să văd ce machiaj să execut cu ele. Încă nu știu. Este un first impression și first idea video și pentru mine. Ultimul produs și cel al treilea este vorba de un Matte Moist Lip Gloss. Na, să fiu sinceră, sunt destul de contrariată pentru că zice lip gloss, dar zice matte moist, adică să fie un lip gloss mat care se transferă ca un lip gloss sau să fie un ruj mat, dar îi spune pur și simplu lip gloss. Cam așa arată aplicatorul. Așa arată ambalajul, tare drăguț și simplu, iar nuanța este foarte frumoasă și se potrivește și cu tricoul meu și cu anotimpul de afară, cu anotimpul de acum și vremea de afară, asta am vrut să zic. Bun, scuzați-mi părul pentru că nu am făcut absolut nimic, nici nu m-am coafat, nici nimic, mi-a ieșit tot movul din păr, după cum vedeți. Ok, și o să încep cu fondul de ten, nu o să aplic nicio altă bază, absolut nimic de genul acesta. Și pentru aplicare voi folosi un burețel. Am făcut swatch-urile cu farturi pe mână, dar sper să nu mă murdăresc. Haideți să vedem cum merge și care este situația. Da, deci vedeți că acum scot pentru prima dată. Ok, am pus 2 pompițe. Momentan. Să vedem cum se întinde, cum se aplică și mă voi uita în această oglindă de la Elf cât aplic eu fondul de ten. Da, deci după cum v-am zis, nu aveam nimic altceva pe ten. Se aplică destul de ușor și de uniform. Burețelul meu era uscat în momentul de față, nu l-am udat pentru că în ultima perioadă îmi place să-l folosesc uscat. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Mi se pare că fondurile de ten astea matifiante și cremoase
Le prefer mai mult aplicate fie cu pensula, fie cu burțel uscat. Ok, aplic și pe frunte acum. Evit zona sprâncenelor și ploapele. Da? Acum se vede diferența între ten și ploapă. Am aici o pată, nu este un coș, este pur și simplu o pată, nu știu de ce. Dar și au acoperit-o destul de bine. Și mai aveam o rană aici și a acoperit-o și pe aceea. Deci, până acum îmi place foarte mult acest fond de ten. Chiar nu mă așteptam să fie așa de bun. Sunt curioasă cât rezistă pe ten, având în vedere că eu am un ten mixt spre gras. Nuanța mi se potrivește la fix, nici nu trebuie să cobor foarte mult pe gât, chiar numai cât să îl aplic așa uniform. Și se vede acum diferența între ploape și restul tenului. Faceți abstracție de genele mele pentru că nu sunt aranjate absolut deloc în momentul de față, dar le voi aranja după ce aplic fardul de ploape. Ok, deci până acum fondul de ten îmi place cum arată, chiar este super ok. Thumbs up. Și ce voi face în continuare este să aplic un concealer și pudra. Mi-a și rămas din a doua pompiță. Deci cu o pompiță și jumătate puteți obține o acoperire chiar super ok. Mie mi se pare că are acoperire mare acest fond de ten, având în vedere cum a reușit să-mi estompeze și pata aceea roșie și cearcănele și toate cele. Ok, pe post de anticearcăn corector îl voi folosi pe Anti-Age Eraser de la Maybelline, îl știți deja pe toate conturile de Instagram, pe toate gardurile, peste tot apare acesta. Toată lumea îl folosește pentru că este un produs bun de altfel. Îmi place că fondul de ten mi-a acoperit și punctul roșu de pe vârful nasului, which is super. Nu vreau un machiaj foarte strident și încărcat. Vreau să țin un look de zi. Nimic complicat. Ok. Bun. O să aplic acum pudra. Și aici puțin. O să aplic pudra aceasta de la Rimmel Stay Matte în nuanța 001, transparent. Și o aplic peste tot pentru că vreau să fixez produsele aplicate până acum. Sau, mă rog, produsele folosite până acum. Ok. Pe ploape nu mi-am pus nici corector, nici anticearcă, nici fond de ten, nici nimic, pentru că o să folosesc primerul Shadow Insurance de la Too Faced și este nevoie de o cantitate extrem de mică, o să vă arăt imediat. Cam de atât. Atât folosesc pentru fiecare ploapă. Asta o voi aplica aici pe cameră. Mă prostesc și eu. Dau mintea copiilor. Iau din nou paleta asta de la e.l.f. să văd dacă am aplicat ca lumea. Această bază o folosesc cu absolut toate fardurile. Așa. Deci nu folosesc nimic diferit față de atunci când îmi realizez un machiaj în afara filmărilor, adică atunci când mă duc la
birou sau când ies în oraș, exact aceeași bază folosesc. Ok, și o să folosesc și aceleași pensule și aceeași metodă de aplicare a fardurilor pe care eu o adopt. O să folosesc pensula aceasta de la Sephora și pulverizez puțin pe ea Fix Plus Prep and Prime de la MAC, da? Așa. Iar acum, oare ce machiaj să-mi execut? Da, o să folosesc în felul următor. A doua culoare, aceasta, pentru colțul internal ochilor, aceasta la mijloc, iar acestea două pentru colțul extern și pliu și asta deschisă, cea mai deschisă de aici o să folosesc pe arcada deasupra sprâncenelor. Da, deci am zis că mergem cu cea de-a doua nuanță. O să încerc să mă machiez chiar în această paletă să vedem dacă funcționează. Da, și am zis că o să merg cu a doua nuanță, cu aceasta, da? Exact în colțul intern. Haideți să vedem cum este. First impression! Ok, fardul este cremos, este destul de pigmentat. Am pus extrem de puțin Prep and Prime de la MAC. Deci nu am exagerat. Nu simt pensula deloc udă. Ok. Apoi vor merge cu această culoare. Da, cu asta. Chiar în mijloc. Pentru că vreau să-mi dea un efect de ochi mai mari, da? Deci un efect de mărire a ochilor. Nice! Îmi place mult nuanța asta până acum. Tot mi-am zburlit genele. Așa e când ai extensii de gene, când te machiezi pe pleoape un pic le deranjezi, le zăpăcesc, da? Fie! Ok, și acum o să iau această pensulă, este de la Cupio, este cu o pensulă de blending și voi folosi această nuanță. Am pus extrem de puțin pensula de blending în tăviță. Wow, super pigmentată! Ok, va trebui să o amestec tare bine. Este extrem de pigmentat fardul ăsta, mă rog. Noroc că nu am frecat mai mult pensula în tăviță pentru că aș fi luat prea mult. Încerc în oglinda asta mică să mă machiez cât de cât. Bun, mie îmi place cum arată. Zic că e drăguț. O să fac aceeași chestie și la celălalt ochi. Hei, honey! Hei, Tio, ce faci? Bine, mă machiez. Da? Nu, eu nu mă mai duc la Pepco. Așa. Rămân în mall să iau ce trebuie. Dacă vrei să vii, de-aia te-am sunat. Da, sure. Nu mai treci pe la mine înainte. Vrei să vin eu direct în mall? Păi da, că și cu Andrei, că ne-am întâlnit. Nu, bine. Păi hai că atunci mă machiez și vin cât de repede pot, bine? Bine, bine. Bine, te sun când See ajung you. în mall. Bye! Bine, pa! Scuzați această intervenție. Bun. Voi lua... Ce să iau? Ce să iau acum? Aceeași pensulă dinainte de la Sephora, pentru că vreau să aplic cea mai deschisă nuanță sus pe arcadă. Wow! Ok, poate este o idee prea albă. Bun, haideți să vedem. Mama mia! Ok, that's not bad, actually. Not bad at all. De obicei, cu nuanțele astea deschise din palete, ce am observat eu este că nu sunt extrem de pigmentate și nu iluminează zona aceea, dar bang, I mean, wow. Ceea ce e super ok. Adică pe mine una nu mă deranjează. Bun. Și acum amestecăm bine de tot. Super. Pentru că vreau să văd cum funcționează și pensulele acestea ale lor, ce m-am gândit să fac este să aplic ultima culoare, adică am amorțit piciorul stâng. Abia îl simt. Ok. Ultima culoare, adică aceasta, vreau să aplic pe pleoapa inferioară și o să folosesc exact pensula asta a lor, puțin să nu dărâm trepiedul.
Ok, și o să o aplic aici. Pensula este foarte moale, spre surprinderea mea. Ok, și voi lua puțin din cu burețelul, partea cealaltă, din a treia nuanță, care am folosit-o și pe mijlocul plapei superioare pentru colțul intern. Ok, aceeași chestie voi face și la celălalt ochi. Nu este nimic spectaculos. Perfect! Cam așa arată machiajul ochilor. Dar, vă zic, este doar un machiaj, cum să-i spun eu, pentru first impression, nu este un machiaj profi, ceva de zi, nu am vrut încărcat, nu am vrut nimic extravagant sau wow, va-va-vum, dar ce am vrut ceva simplu, doar cât să pot ieși din casă. Ok, ce voi face în continuare este să aplic o pudră bronzantă. Și voi merge pe aceasta de la Essence, fiindcă este cea mai la îndemână, și cu pensula de la Aura din DM. Voi aplica puțin. Nu vreau să exagerez, vreau pur și simplu să dau o pată de culoare, așa. Nu este nimic strident. Ok? Apoi voi lua pensula de blush și o să optez pentru un... Avem eu un blush de la Sephora undeva. Gata, l-am găsit. Pentru Shame on You, acest blush, da? Deci nuanța este Shame on You. Aplic puțin. Este foarte mult trafic în momentul de față pentru că eu stau chiar lângă Julius Mall și acum, în perioada cu sărbătorilor, în preajma sărbătorilor, toată lumea e la mall și face cumpărături. Bun, pe post de highlighter o să merg pe acesta de la Becca în nuanța Opal. Verific să fie uniform totul. Este. Pe genele de jos voi aplica mascara de la Melchior. Nu aplic și pe cele de sus pentru că sus am extensii și nu este nevoie. Super. O să aranjez eu la baie genele de sus pentru că acolo am o periuță specială. Și acum haideți să testăm cel de-al treilea produs. Este vorba de Matte Moist Lip Gloss-ul lor. Să vedem ce o să iasă. La sprâncene nu voi mai lucra pentru că sunt aranjate cu Brow Tattoo de la Maybelline. Ok, aplicăm rujul, da? Fără creion de buze, fără nimic. Doamne ajută! Ok. Ok, este foarte mat și cremos. Nu are absolut deloc consistență de lip gloss. Și în general nu prea seamănă cu consistența rujilor mate, neapărat. Nu știu. E ciudat. Ok, am aplicat și rujul. M-am chinuit eu puțin aici în oglindă. În general, aplic rujurile ceva mai ușor. Dar îl simt ca pe, într-adevăr, ca pe o spumă, ca pe un gloss, culmea, pe buze. Deci asta îmi dă de gândit că nu este rezistent la transfer, nu este ceva long stay, pur și simplu un ruj mat. Dar nuanța este foarte frumoasă. Îmi place cum arată. O să vedem cât persistă și cum se menține pe buze, ca să vă arăt așa, deja au trecut 2 minute de când l-am aplicat. Am atins puțin.
Nu am apăsat foarte tare pentru că n-am vrut să mă muscălesc toată și se transferă. Deci cred că va rămâne pe pahare și pe alte minuni, dar vom vedea ce și cum o să vă mai povestesc eu fie în favorite, fie în dezamăgite, fie pe Insta Stories. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, să mă urmăriți și acolo ca să vedeți mai am început să fac mini review-uri pe Insta Stories și cred că v-ar prinde bine să vă uitați la cele. De obicei le fac review-urile la produsele de care voi ați fost interesate și interesați. Bun, acestea fiind zise, ne revedem cu drag la un alt clip. Vă pup. Pa, pa.